Vă salut, sunt Dragoș Porojnicu de la știrile TVR. Când credeți că vor putea merge din nou românii la biserică și în ce condiții? Suntem în curs de evaluare. V-am spus, pentru fiecare restricție pe care am impus-o și aferent fiecare măsuri de relaxare a restricțiilor, se face o evaluare din punct de vedere al riscului epidemiologic, care evaluare se face în baza a 4 criterii principale. În funcție de aceste evaluări, luăm deciziile când se deschid diferitele activități. Deocamdată, în data de 15 mai, în principiu am luat deciziile. Deschiderea va fi graduală, relaxarea măsurilor va fi graduală, vom aștepta 2 săptămâni pentru, practic vor fi etape de câte 2 săptămâni pentru diferitele măsuri de relaxare. Vom face o evaluare extrem de riguroasă a efectelor relaxării pe fiecare măsură și continuăm, evident, și în funcție de evoluția epidemiei. Într-o primă etapă, credeți că ar putea participa în curtea bisericilor? Sau? Cel mai probabil când va fi permisă oficierea slujbelor, nu se va putea face în spații închise, cel mai probabil în afara bisericilor. Oricum vine vara și ele se vor putea organiza în bune condiții în afara bisericilor, sigur în condițiile de respectare a distanței fizice, sanitare, cu portul măștii și cu alte reguli care vor fi impuse aici. Sunt chiar impresionat de măsurile care au fost luate și viteza cu care au fost luate măsurile de protejare a angajaților la locul de muncă. Au fost schimbate foarte multe spații, au fost folosite spații care aveau cu totul și cu totul alte destinații, cu noi destinații, vestiare, cantine, cu niște amenajări care să asigure o protecție foarte mare pentru angajați împotriva răspândirii virusului. Aici chiar nu pot să nu remarc seriozitatea acestor măsuri și viteza cu care s-au desfășurat, astfel încât la momentul reînceperii producției, angajații care vin la serviciu să poată să-și desfășoare activitatea în condiții de siguranță.